Bun găsit, doamnelor și domnilor! Din moment în moment se așteaptă atacuri fără precedent în fâșia Gaza. Acest conflict poate escalada și deja se vorbește de o bombă cu ceas pentru lumea occidentală. În asta se poate transforma războiul Israel-Palestina. De ce? Pentru că deja înalți oficiali ai planetei avertizează, doamnelor și domnilor, că răspunsul israelienilor în fâșia Gaza trebuie să fie unul proporțional, adică să nu genereze noi drame umanitare, ci doar să genereze prinderea, răzbunarea contrateroriștilor Hamas. Ei bine, dăm detalii ce se întâmplă chiar în aceste momente, vom avea aici o analiză și practic dacă se poate întâmpla sau care este probabilitatea să ajungem la ceea ce spunea fostul președinte Trump în urmă cu mai puțin de 24 de ore, că tot acest conflict din Orientul Mijlociu se poate transforma în al treilea război mondial. Dar, doamnelor și domnilor, chiar acum avem și o știre de ultimă oră. Apropo de pensionare, avem un ordin dat în casele de pensii pentru alimentarea cardurilor. Astăzi, pe 12 octombrie, imediat colegii mei vor veni cu aceste detalii. Marina Cioacă, chiar acum în direct cu dumneavoastră, cu această informație de ultim moment. Bun găsit, Marina! Bun găsit tuturor! Este un anunț important pentru toți pensionarii din țara noastră cu venituri reduse. Asta pentru că toate casele de pensii din România i-au anunțat pe pensionari că începând de astăzi vor beneficia de acel ajutor plătit suplimentar de guvern. Este vorba despre acel ajutor one-off pe care guvernul l-a acordat în luna ianuarie și acum în luna octombrie. De astăzi vor avea pe card, pe lângă venitul pe luna octombrie, și un ajutor suplimentar în funcție de venit. Cu cât venitul este mai mic, cu atât acest ajutor va fi mai mare. Vor primi în zilele imediat următoare și toți acei pensionari care primesc pensia lunară prin Poșta Română acest ajutor pe lângă pensia lunară. În privința banilor pe care îi vor primi românii, cum vă spuneam, cei ce au venituri mai mici primesc un ajutor mai mare. De exemplu, cei ce au o pensie sub 1500 de lei primesc 500 de lei în plus din partea guvernului în luna octombrie. Cei ce au o pensie mai mare de 1500 de lei, dar mai mică de 2000 de lei, vor primi 400 de lei din partea Guvernului României, iar cei ce au peste 2000 de lei, dar sub 3000 de lei, vor primi 300 de lei din partea Guvernului României. Guvernul intenționează însă să acorde acest ajutor, spun sursele noastre, și în luna ianuarie a anului 2024. Da, de fapt asta ar fi știrea momentului. În ianuarie 2024, un nou ajutor pentru cei cu pensii mici. Asta în logica în care acum se recalculează toate pensiile. Alice Drăghici împreună cu noi în această seară, Cătălin Harnagea, fost director SIE, generalul Cristian Barbu, de asemenea alături de noi, Florin Spătatu, Partidul Social Democrat, și Dan Ionescu de la Evenimentul Zilei. Dar mai întâi, doamnelor și domnilor, intru în direct cu domnul Popa Ilie, pentru că deja este o revoltă în rândul pensionarilor apropo de ceea ce așteaptă aceștia de la guvern. Bună seara, domnule Popa Ilie, vă ascultăm, sunteți în direct. Salut, bună, doamna Crețulescu, bună seara invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor. Dumneavoastră ați spus foarte bine, ajutoarele se dau în continuare, este foarte bine, dar problema cea mai importantă la ora actuală e că nu se face o lege a pensiilor. Mâine era termenul limită care se putea depune în Parlament legea pensiilor. Nu au depus-o nici acum și suntem foarte mâhniți, mai ales siderurgiștii care nu au fost încadrați în condiții speciale, care nu au ieșit cu indicele ăla de corecție foarte mare și am rămas cu pensii foarte mici. Astăzi îmi spuneau colegii că nu vă spun că sunt acolo și ofițeri care au fost. Ce s-a întâmplat? Pentru judecători sau pentru magistrați s-au găsit bani pentru a le da din urmă la lege. Iar noi avem o lege organică semnată și promulgată de președintele României. Nu ne-au dat absolut nimic. Din 2019 stăm și murim de foame datorită faptului că politicul nu rezolvă problemele acestei țări
prin acești oameni care noi am muncit o viață întreagă și acum avem pensii de mizerie și murim prin spitale, mizerie și de sus peste tot, iar noi nu avem bani. Iar la magistrat au găsit imediat. Iar noi când ne ducem să cerem drepturile noastre în justiție, magistrații ne amână, avem, cum primisar a mai spus, de 5 ani ne judecăm pe lege și nu ne dă nimeni nicio atenție. Abia acum avem la Înalta Curte de Casație și Justiție pe 12 decembrie. Doamna Crețulescu, este inadmisibil. Haideți să vă spun până la urmă. Era cineva cu o sacoșă de bani, nu spun numele, spunea un coleg, zice, domnule... Acum cât se mai poate cu cash, așa. Da, cu o sacoșă de bani și în glumă, mai în serios, râdea cu un coleg, era, mă duc să-mi cumpăr niște valută să fie acolo în casă. Deci au, domnule, să trăiască, iar românii să moară, iar întreprinderile noastre mor una după alta pe capete, noi plătim în continuare sute de milioane pensii la unii oameni. Omul le-o fi meritând, doamna Crețulescu, nu spun, dar merit și eu să mi se dea un drept să trăiesc și eu, să am dreptul la viață, doamna Crețulescu. Absolut. Vreau să trăiesc și eu. De doi președinți, unul a fost catalogat statul român în stat mafiot, iar ăla, unul mai deștept, ăla, un stat ecuat. Care el șoasă angajamentul că unul din președinți. Domnule, România e educată, România e Europa, e România cu America, cu toată lumea. Nu a făcut nimic, își bat joc de români. Îmi pare foarte rău, aveți acolo pe domnul Talpeș, parcă am înțeles sau nu știu pe cine. Domnul Harnagea, domnul Talpeș nu mai este la televizor. Domnul Harnagea, știe foarte bine situația României. Să spun acum, da, domnule, avem dreptate. Dar nu, niciunii nu spun dreptate, că avem dreptate. Aveți de la PSD pe domnul care a fost ministru. Nici ăsta nu spune absolut nimic. Stați că vă dă replica acum, abia așteaptă, domnul. Vă rog, domnul Spătaru. Da, de la Galați, domnul Spătaru. Ce așteptați, domnul Spătaru? Ați fost ministrul economiei, n-ați făcut nimic, domnule. Trebuie să plecați acasă, vă dați demisia de bun. Simt, veneați în Galați, domnilor. N-am făcut nimic, nu m-a lăsat cu tare. Asta am vândut tot ce am făcut noi. Să-i ascultăm replica, domnul Popailie. Mulțumesc. Da, problema siderurgiștilor și a pensionarilor din siderurgie, inclusiv a părinților mei, care au lucrat în combinatul siderurgic, este una cunoscută. E vorba de recalcularea pensiei în funcție de condițiile de muncă. Și aici, într-adevăr, și sunt... doamna ministru face ceva pentru acest segment acum când se face noua lege? Păi, prin noua lege a pensiilor se va lua în calcul și aceste condiții condiții speciale și condiții deosebite. Dar știți că cei în grupe pierd cel mai mult? Prin noua lege. Cei în grupe pierd cel mai mult. Da, bun. Haideți să vedem cum va arăta noua lege a pensiilor și în funcție de asta vestea bună că le-au băgat ceva astăzi pe card și le mai bagă și în ianuarie. Cum va arăta legea, pentru că am văzut aici variantele cele trei, care erau toate cât de cât acceptabile și prima dintre ele părea că e cea mai bună, da? În fine, înțeleg acum acolo de la zero. Nu, deci legea nu intră în dezbatere parlamentară pentru că în momentul ăsta bugetul național nu suportă majorele de pensie. Asta e adevărul. Acum se plătesc aceste ajutoare probabil din fondul de rezervă la dispoziția premierului. Pentru că suntem în situația că neexistând o rectificare, n-a mai existat niciodată o astfel de situație. Se făcea în august rectificarea, așa mi amintesc în ultimii ani. Unii erau pe plus, mai dădeau la alții, ăia care erau mai amărâți și erau pe minus primeau. În fine, se mai îmbucătăreau între ei, ca să zic așa. Nu s-a făcut rectificare bugetară, că stăm rău de tot cu deficitul. Nici 5.5 ce ne-a încuvințat Comisia Europeană nu e suficient. Cred că suntem pe undeva pe la 7, dacă nu peste. Deci acum trăim din fondul de rezervă care se mai alimentează și el acum dă Dumnezeu tot așa de pe la ministere. Aceea este o criză a medicamentelor și o să vedeți. Și de aia nu intră legea. Că Parlamentul nu are timp sau nu are chef. Pentru că în momentul în care ai pus-o în dezbatere, a plecat la promulgare și s-a publicat, trebuie să le dai oamenilor banii. Deci, probabil că se așteaptă să mai trăim lucrurile până la finalul anului. Acum să le mai dea câte 500 de lei, 300 de lei cât le dă bun și ăștia că la o pensie de 1500 de lei, 500 se simt. Le mai alimentează probabil și alea cu 50 de euro o dată la două luni cât le mai dă ca să-și mai cumpere ceva. Cred că se mai practică și chestia aia, sau nu? Da, se practică. E în vigoare și anul acesta, aceea e în vigoare și anul viitor. Atunci... Și informația pe surse că și aceste ajutoare pentru energie se vor plăti inclusiv în ianuarie. Breaking news, chiar acum.
Situație din ce în ce mai tensionată, doamnelor și domnilor, pe acest front în Gaza. O să avem imediat imagini în direct, dacă este posibil, pentru că în urmă cu doar câteva minute, înțelegem, televiziunea palestiniană este sub control israelian și de acolo israelienii au cerut populației civile să plece din fâșia Gaza. Chiar îl rog pe domnul general Barbu să vină alături de mine. O să urmărim un reportaj de acolo. Acestea sunt imagini live, doamnelor și domnilor, din fâșia Gaza. Se așteaptă bombardamentele din moment în moment, dar întrebarea e dacă oamenii aceștia au unde să plece și dacă sunt primiți undeva. Dar mai întâi aș vrea să vedem împreună ce a însemnat acest conflict în ultimele 24 de ore printr-un reportaj făcut de cei de la 7 News Australia. After 5 days of relentless airstrikes, utter destruction, the sheer scale of devastation, hard to comprehend. And it's only going to get worse. Tonight, Gaza is in darkness. The power is out. The siege is taking effect. We will wipe this thing called Hamas, ISIS Gaza, off the face of the earth. It will cease to exist. After the brutality of Saturday's attack on Israel, there's no mercy. Do Gazans expect us to help them? Israel has decided to take out Hamas. It's not just that they want to kill innocent Jews, innocent civilians. If they had their way, they would slaughter all Israelis. The death toll is rising. More than 1,100 people have now been killed in Gaza. This family was lucky. A father and his young daughters covered in dust but alive. Don't be scared, he tells them. The wounded arrive at Gaza's largest hospital. It's never ending. Children in arms, stretcher after stretcher. Innocent civilians paying the price for their murderous leaders. We're already beyond the capacity of the system to cope. Already I have 50 patients waiting to go to the operating room. Soon the hospital will run out of diesel to fuel its generators. Israel has already turned off the water. The US is sending plane loads of weapons to Israel and warships as a warning to Hamas allies, Hezbollah, Lebanon, Syria and Iran, don't get involved. Made it clear to the Iranians, be careful. In Israel, the Hamas rockets are still falling, a deafening siren. And within 10 seconds, they're here, a volley of rockets exploding overhead. This Israeli hospital comes under attack. Their nerves are beyond frayed. It's written on their faces. Doctors and nurses treating hundreds of wounded victims from Saturday's terror attacks become the target. Da. O dramă a fost în weekendul acesta, odată ce au intrat acei teroriști Hamas făcând ceea ce nimeni nu-și imagina. E ceva morbid ce s-a întâmplat acolo cu populația civilă, dar drame umanitare, domnule general, și aici în fâșia Gaza 2 milioane și ceva de suflete și o să vedem unde stau de fapt acești teroriști Hamas, cel puțin așa aflam dintr-un reportaj al France 24 în urmă cu 2 ani, dar acum informația momentului, acești oameni trebuie să plece, că vin noi bombardamente mult mai puternice, plus invazie terestră, unde să plece? Unde pot pleca ei? Pot pleca atâta timp cât li se poate asigura un culoar de evacuare sau mai multe astfel de zone de evacuare. În acest moment, Organizația Națiunilor Unite, împreună cu Statele Unite și probabil și alte state din zonă, găsesc o soluție pentru cei care vor să plece, să evacueze această zonă. Nu este o problemă foarte simplu de rezolvat, pentru că în momentul în care faci triajul, va trebui să găsești
și pe cei care vor să se infiltreze și să scape de acolo, dar la rândul lor sunt membrii Hamas. Păi, apropo de membrii Hamas, nu știu dacă este pregătit producătorul nostru, am găsit un singur reportaj, France 24, făcut în urmă cu circa 2 ani, 2 ani și jumătate, acolo în teritoriile Hamas din Palestina. Ei, vedem, fâșia Gaza are orașul sus și dedesubt aceste tuneluri, domnule general. Și înțeleg că aici, pentru că cei care sunt intervievați aici cu cagulele astea pe față, sunt niște, probabil, mici lideri Hamas, ce puțin așa aflăm din acest reportaj France 24, unici jurnaliști care au filmat acolo. Exact. Păi și ei mai sunt în Gaza sau deja au intrat în Egipt? Că înțeleg că pe aici se ajunge în Egipt foarte ușor. Eu sunt convins că o parte dintre ei încă se află în Gaza. Atâta timp cât din Gaza pleacă tot felul de proiectile reactive redirijate și de rachete asupra teritoriului israelian. Apoi să nu uităm că tot acești teroriști aduc teroare și asupra cetățenilor palestinieni din fâșia Gaza, pentru că nu o să-i lasă să plece, pentru că îi vor folosi drept scuturi umane. Un alt aspect important și al treilea aspect și nu ultimul este cel legat de cei care sunt ostatici. Unii sunt aici, alții poate că au fost duși în alte teritorii, dar în mod sigur se vorbește de oficial de ostatici americani. Ostatici americani. Macron, care va vorbi în mai puțin de o oră, sigur, națiunii vorbește, lasă de înțeles că are și el ostatici, are și inclusiv el copii. Exact. Lucrurile sunt extrem de complicate pentru că, așa cum știm noi, în această orânduială, dacă vreți, a noastră occidentală, orice om este important și niciodată nu putem să-l lăsăm în urmă. Asta înseamnă că un ostatic va trebui, într-un fel sau altul, recuperat. Am spus dar, într-un fel sau altul, pentru că se subînțelege care ar putea să absolut fie situația. Dar, domnule Cătălin Harnagea, pentru că ați lucrat atâta timp în intelligence, lumea musulmană, și nu mă refer doar la cea arabă, adică toată lumea musulmană, care se află preponderent în Europa, Europa vestică, în America, în țările civilizate, când vor vedea copiii și mămicile ucise de rachetele israeliene aici în fâșia Gaza, fără nicio apărare. Există potențial să reacționeze cu bum, bum, bombe, punem și noi peste tot? Păi, sunt foarte multe comentarii și toți sunt de părere că, de fapt, interesul Hamas, care a venit din acel atac, de acea măcel care s-a produs sâmbătă dimineață, este îndreptat la reacția Israelului. Fiindcă întotdeauna reacția Israelului la orice atac care venea din Gaza sau din Cisjordania a fost de 5 ori, de 10 ori mai puternic. Ei, de fapt, pe asta se bazează și, așa cum spunea domnul general, nici nu vor da drumul la lume să plece de acolo. Fiindcă cu cât va fi un măcel și în Gaza, datorită întâmplării tot felul de... În momentul n-ai electricitate, n-ai apă... Și rachetele o să cadă aiurea peste spitale. Spitalele acelea pline de răniți, exact, nu funcționează. Atunci lumea, interesul e ca lumea arabă să se inflameze. Și tot ce s-a întâmplat până acum, fiindcă în ultimii ani Israelul totuși a pus la punct niște acorduri, cel puțin cu 4 țări arabe și cu Arabia Saudită, care trebuia să-l semneze anul viitor, niște înțelegeri care n-au fost în cei 75 de ani de când statul Israel este în acea locație, da? Și atunci, sigur că interesul Hamasului este să distrugă absolut orice construcție politică, diplomatică și să aducă lumea, cel puțin lumea arabă, la un haos, fiindcă palestinieni civili... Pot aduce lumea occidentală la haos. Gândiți-vă câți musulmani sunt în Franța, sigur, în Germania, s-a văzut în Austria... În Australia. Ați văzut demonstrații în Australia. Corect. Adică în America, nu mai zic. Exact. Și atunci, sigur că cei care ar trebui totuși să, adică să controleze, să gestioneze acest subiect, sunt cei din Statele Unite, Washington, Casa Albă. Apropo de asta. Și mă întorc din nou la colegul meu Ionuț Grigore. El a analizat astăzi, doamnelor și domnilor, semnalul venit din partea președintelui Biden, dar și din partea NATO, după ce în urmă cu 3 zile sau de 3 zile urmărim această contraofensivă izraeliană în fâșia Gaza. Ionuț, care sunt mesajele acolo? E vorba, se îndeamnă la precauție sau la altceva? Te ascultăm, Ionuț, bun găsit!
Bun găsit tuturor! Joe Biden a cerut Israelului să respecte legile războiului în răspunsul său la atacul fără precedent lansat sâmbătă din fâșia Gaza împotriva Israelului de mișcarea islamistă palestiniană Hamas. Președintele american a transmis că în ciuda furiei și frustrării Israelul trebuie să acționeze conform legilor războiului. Practic, președintele american încearcă să tragă un pic frâna Israelului, deși americanii și-au anunțat clar susținerea. El a spus că a vorbit din nou cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și că Statele Unite suplimentează asistența militară pentru forțele de apărare ale Israelului. Pe de altă parte, și NATO transmite că este alături de Israel, dar cere ca riposta contra Hamas să fie proporțională. NATO a condamnat atacurile teroriste în cei mai fermi termeni posibil, spune secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. NATO nu se implică în acest conflict, dar parte din aliații NATO au spus clar că oferă sprijin practic Israelului. Și pe măsură ce conflictul se va desfășura, protecția civililor va continua să fie esențială, a mai transmis secretarul general adjunct Mircea Joană. Mulțumesc mult, Ionuț. Domnule Dan Ionescu, pentru că ați făcut mai multe analize pe comunitățile arabe sau musulmane din Europa mai ales, cât de ușor se pot inflama acestea? Să vedem, nu știu, să ne întoarcem la 9-11, așa, la nivel global. Cu siguranță că a doua Arabie care este în Europa se inflamează foarte repede și deja sunt în capitalele Uniunii Europene și nu numai, dar în capitalele Uniunii Europene, deja celulele astea Hamas, Hezbollah, să zicem, radicalizate, musulmanii radicali, radicalizați, sunt deja monitorizate foarte atent, pentru că se cunoaște unde sunt, unde se întâlnesc moscheele și, din câte am înțeles, ar fi ridicat deja cu două puncte gradul de alertă antiteroristă în Uniunea Europeană. Acum, revenind la povestea asta cu plecatul din fâșia Gaza. Este, într-adevăr, cum spunea domnul general, foarte greu, pentru că armata israeliană va trebui să facă testele balistice. La fiecare, orice este adult, orice este... Gândește-te că pe acea fâșie de pământ, că dacă de aceea îi spune fâșia Gaza, uite-te ce mare aglomerație urbană e acolo. Corect, așa este. La un atac al Israelului, orice convoi umanitar, orice convoi umanitar va ieși foarte greu, pentru că vor fi controlați dacă au avut contact cu praful de pușcă, cu armă, cu explozibil, deci nu vor lăsa nimic evrei să treacă. În schimb, au o metodă foarte bună, pe care i-au mai folosit-o de-a lungul timpului. Le taie curentul, le taie lumina, le taie tot, pun presiune pe populația civilă, iar populația civilă va ieși, pentru că au și evrei israelieni, serviciile lor secrete, au foarte mulți informatori interior, care acum sunt speriați de moarte. Dar vor veni și vor începe să arate cu degetul unde sunt găurile de șobolan, unde se ascund teroriștii Hamas. Și asta este o metodă pe care o folosesc serviciile secrete israeliene, să pună presiune, fără a fi violent, să pună presiune pe civil ca să-i scoată la suprafață pe acești... Din interior. Din interior, da, da, da. Și apropo de ceea ce spui tu, dați-mi voie să vă mai dau o informație importantă. Ministrul israelian al energiei, Israel Katz, a declarat că nu va exista nicio excepție de la sediul fără eliberarea ostaticilor luați de Hamas, despre al cărui număr nu se știe nimic în momentul de față. Ce spune domnul Katz, ajutor umanitar pentru Gaza? Niciun întrerupător electric nu va fi deschis, niciun robinet de apă nu va fi pornit și nicio cisternă de combustibil nu va intra până când ostaticii israelieni nu se vor întoarce acasă. Umanitar pentru umanitar și nimeni nu ar trebui să ne dea lecții de morală, încheie acest ministru. Domnule general, cu acest ton se poate rezolva acolo? Aveți semnale că de fapt inteligențul plus armata izraeliană a identificat capii, să spunem, acestui atac absolut abominabil din weekendul trecut? Sau de fapt e în momentul de față doar o ripostă armată într-o zonă intens populată, într-o zonă de civil? Vedeți, ei au glisat de la militanți la teroriști. Această glisare, această deplasare s-a produs într-un timp destul de scurt și probabil sub impulsul unor sarcini venite mai mult din afară, pentru că ceea ce constatăm ca și mod de manifestare, am văzut cele două acțiuni, cele
pe teritoriul israelian, prin tot ceea ce a însemnat acest masacru, și nu mai luăm povestea aceasta din nou, și partea de ostatici. În acest moment, tonul pe care îl auzim este unul pe care, în mod normal, orice cetățean din Israel îl dorește, îl ascultă și crede în el. Dar din punctul de vedere al rezolvării pe cale politico-diplomatică, tonurile sunt un pic altele. Vreau să vă mai spun că populația arabă face deja presiuni în unele țări gen Iordania, Egipt, Arabia Saudită, Iran, nu mai vorbesc, fac presiuni pe guvernele lor să intervină în sprijinul palestinilor. Adică ajungem la al treilea... Doamne ferește! Vedeți, da, am spus, tonurile sunt altele. Dar aș vrea să mai spun ceva, fiindcă cel puțin în partea de vest a Israelului nu s-a discutat ceea ce se discute în Israel în acest moment. Și anume că guvernul a făcut niște greșeli incalificabile. Și magia pe care Netanyahu a avut-o timp de 15 ani cât a fost prim-ministru, nu continuu, s-a încheiat cu această tragedie. Fiindcă aici introducerea... Eu vorbesc politic. Le-a dat bani, le-a dat electricitate, iar ei au trăit exact ca niște căpușe. Au fost invitați să-și constituie stat, dar asta înseamnă să muncești, să construiești, să strângi taxe, adică să pui osul, ceea ce ei nu vor. Gaza este un cuib al terorii și al teroriștilor și trebuie rasă. În spiritul unui răspuns proporțional, așa cum au făcut ei, au omorât copii, au decapitat bebeluși, au sechestrat oameni, i-au răpit, au omorât atâția copii la festivalul ăla, 260 de copii, iertați-mă, domnul general, dar chiar nu mai pot să mai aud acum ca ajutor umanitar și mâini întinse pentru ce? Mamele acestea din Gaza cresc teroriști. Niciuna din aceste femei nu este străină de ce face soțul ei, iubitul ei, vecinul ei și toate rudele acolo și toți care sunt ca un ghem. Multe, da? Dintre ele acolo zic, este un cuib al terorismului. Unde să plece Andreea? Că văd că nu-i primește nimeni. Toată lumea iubește, toată lumea îi compătimește. Egiptul nu vrea să aibă de-a face cu ei, Siria nici nu vrea să audă. Unde să se ducă? În Arabia Saudită? Iranul e destul de departe și oricum nici aia n-au nevoie de ei. În afară de faptul că îi antrenează și îi finanțează, nu are nimeni nevoie de ei. Poate ca să aduce Ursula. Poate aduce Ursula von der Leyen în Europa. Cum i-a adus pe Sirie. Vorbeam de greșelile care s-au făcut. Foarte multe întrebări au fost vis-a-vis de neintervenția armatei israeliene, care era la zeci de kilometri de Gaza. De ce? Fiindcă în Cisjordania, care e controlată de autoritatea palestiniană, mult mai moderată decât ceea ce înseamnă Hamas în Gaza, de cel puțin un an de când guvernul israelian este împănat cu foarte mulți radicali politici, da, și religioși, au preferat să colonizeze cu radicali religioși Cisjordania. Și erau foarte multe, încleșteri, foarte multe mici revolte din partea palestinienilor, dar și vis-a-vis de ceea ce se întâmpla cu coloniștii respectivi. Și armata era deplasată spre Cisjordania, lăsând partea... strategică. Dați-mi voie să vă arăt și niște imagini din Franța, acolo unde în mai puțin de 30 de minute președintele Macron se va adresa națiunii după ce astăzi s-a întâlnit cu principalele partii de la Elize. Ce vedem, doamnelor și domnilor? Conflicte de două zile în multe orașe franceze, acolo unde sunt importante comunități evreiești, dar și importante comunități palestiniene, au ajuns la o stare de tensiune maximă și astăzi președintele a convocat toate partidele pentru a încerca o liniștire a
spiritelor. A vorbit chiar la această întâlnire cu partidele din Franța, domnul Macron, despre unitate. O să vedem ce va transmite în mai puțin de jumătate de oră. Și aș vrea să vă mai arăt o latură a acestui conflict prin vocea și din perspectiva fostului președinte american, Donald Trump, care consideră, nu știu dacă din rațiuni pur politicianiste și de campanie electorală, că riscăm un al treilea război mondial. Suntem foarte aproape de al treilea război mondial și nu vor fi folosite doar tancuri și armate. Nu vor fi avioane militare. Vor fi utilizate arme pentru distrugere în masă. Arme de distrugere a căror pagube vor fi nemaivăzute. Va însemna distrugerea planetei. Au acționat greșit. Nu știu să ia decizii. Dar suntem foarte aproape de un război mondial și dacă va fi așa, vom vedea distrugeri inimaginabile, mult mai rău decât în primul sau al doilea război mondial, pentru că armele de acum sunt foarte puternice, oribile și puternice. Da, oribile și puternice, riscăm un al treilea război mondial. Noi, domnule Spătaru, avem deja un război la graniță care n-a costat mult, nu neapărat printr-o finanțare directă, ci prin prisma efectelor pentru economia noastră. Gaura, o bună parte din gaura bugetară vine de acolo. Acum avem un conflict în care, sau despre care inclusiv președintele Iohannis sugerează că ne va afecta, iar analiștii de aici, de la București, l-ascultam ieri pe domnul Chiriac, spunea că vom fi și din perspectiva acestui conflict cei mai afectați pe parte financiară. Ați văzut ce se întâmplă cu prețul petrolului? Deja avem alte polarizări din perspectiva OPEC, Rusia, China. E, suntem pregătiți în vreun fel? La noastră face cineva în guvern strategii dacă ne lovește această, să-i spunem, altă criză mondială? Impactul pe care îl are acest conflict cu siguranță se va regăsi și în România, se va regăsi în toată Europa. Ba chiar la nivel, absolut, la nivel global. Strategia trebuie să fie cea pe care am adoptat-o încă de la începutul conflictului din Ucraina. Crearea acestei independențe energetice pe care România o are și mai mult decât atât, continuarea investițiilor în industria de apărare. Astăzi, întâmplător, am fost la Uzina Mecanică București. Vreau să vă spun că acolo arată, avem acest parteneriat pe care l-am făcut cu cei de la General Dynamics și o să vedeți acolo o hală de producție la standarde foarte înalte și creșterea capacității de producție a României, atât în ceea ce privește tehnica militară și echipamentul militar, bineînțeles prin programe de offset, dar și creșterea capacității României de a furniza muniție și servicii pentru Ministerul Apărării. Nu suntem bine. Nu zice asta. Nu suntem bine, dar este un început bun pe care îl avem și pe care va trebui să-l continuăm. Da. De când la Uzina Mecanică București s-au făcut investiții? Că eu am copilărit acolo, am foarte mulți vecini din copilărie care lucrează. Și să vedeți de afară. Nu mi-au spus că încă fac găleți și lopeți pe care le vând prin târguri. Și vă garantez eu că nu fac găleți și lopeți. Am vecini care sunt ingineri. Dacă găleți și lopeți se transformă în Pirania 5, înseamnă că... Păi probabil că acum, de-aia v-am întrebat. Când, că acum vreun an... Dar când facem primul Pirania 5? S-au făcut deja. Au fost livrate. Au fost livrate. Sunt trei? Mai multe... Trei? Sunt, știu, sunt Andrei, mai multe, două. Acolo și ritmul de livrare. Nu, chiar am făcut un Pirania... Da, ansamblat. Deci nu ansamblat în România. Păi sunt asamblate. Sunt asamblate. Este făcut în România. Adică este făcut e ca la Lego. Le-au trimis gălețile cu Lego și aici le-am putut să le asamblăm. E bine că așa face toată foarte Europa, bine, credeți-mă. Dar ați văzut că într-un război, dacă n-ai muniție, poți să ai Pirania, poți să ai tunul, poți să ai... Iar din păcate, domnul general, nu știi ce ne spune? Că n-avem muniție. Din păcate, noi nu mai avem fabrici de muniție. Cine? Tancurile? Păi, deocamdată ne-a arătat Putin că atunci când vrei să cucerești un pământ, un teren, trebuie să te duci pe el cu ceva. Și atunci e tancul. Vorbind de... Dacă e vorba despre un război, pentru cucerirea teritoriului. Primul tank modernizat? Nu, sigur. Domnul general, intervin și eu cu legat de muniție. Din câte știu, noi nu mai facem muniție. Se făcea la Plopeni. Facem puțină, că restul e importat necesarul de 90%. E importat din Sârb. De la Sârb. De la Sârb să ia cea mai mare cantitate de muniție. Unde erau băștile. Sigur. În fin. Acum aș vrea, dacă se poate, să revenim
revenind un pic la știrea cu Macron și ce fac comunitățile arabești, sunt două mentalități total diferite. Comunitățile arabești care trăiesc pe alte teritorii sunt foarte unite, sunt violente când e nevoie, pe când comunitățile evreiești sunt foarte retrase, pentru că se știu apărate de serviciul de external al Israelului, de Mossad. Au niște unități speciale, Mossadul, sabia lui Gideon, nu mai știu cum le spune, aveau diferite denumiri, care își apără comunitatea, adică oamenii de-aia nu se adună în stradă, de-aia nu sunt violenți, de-aia nu ies să se bată cu arabii. Pe când arabii au această mentalitate. Cum e ceva? Scandal, foc pe străzi. Tocmai de aceea îngrijora Macron că el a mai avut proteste. Da, tocmai că da. Da. Sigur. Domnilor și domnilor, după fix 10 secunde avem un breaking news legat de meteo. Doamna Matescu va fi alături de noi pentru că înțelegem că s-a cam terminat vremea bună și chiar o să ajungem începând de săptămâna viitoare la zăpezi. Wow. Așadar, domnilor și domnilor, răcire drastică a vremii începând de săptămâna viitoare, după un weekend care va avea temperaturi aproximativ de vară, Elena Matescu ne explică. Bun găsit! Bun găsit! Vorbim într-adevăr de alternanțe termice semnificative. Dacă în a doua parte a acestei săptămâni, inclusiv până duminică, temperaturile maxime vor putea avea valori de până la 29 de grade, inclusiv în capitală 27-29 de grade. Debutul săptămânii viitoare va aduce o răcire în ceea ce privește temperaturile, pentru că atât minimele pe parcursul nopților vor fi unele destul de coborâte, vorbim de minime negative în zonele de presionare nordice centrale, sub minus 3, minus 4 grade, cu cel mult 1-7 grade în restul zonelor extracarpatice. Și dacă în aceste zile consemnăm valori de 20-29 de grade, ei bine, debutul săptămânii aduce cel mult 10-15-16 grade, iată diferențe cu mai mult de 10 grade față de aceste zile. Însă răcirea nu este de lungă durată, așa cum s-a întâmplat și în episodul anterior, pentru că deja din a doua parte a săptămânii viitoare temperaturile vor urca din nou, în special în jumătatea sudică, la valori de 20-23 de grade. Este posibil, într-adevăr, în zona montană înaltă, pe fundul acestei mase de aer mai reci, să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și predominant ploi în restul țării. Pătiți-vă, doamnelor și domnilor, vine toamna, o toamnă așa spre iarnă, începând de săptămâna viitoare și tot cu ceva gheață în suflet e și următoarea știre. Am aflat, într-un document oficial, de fapt au aflat colegii de la G4 Media, că noi continuăm să dăm sume enorme de bani spitalelor din Occident pentru că nu suntem în stare să facem aici, în România, niște amărâte de paturi pentru arși. Asta în condițiile în care toți politicienii ne-au promis chestiunea de la colectiv încoace. Cristina Anton ne explică. Bun găsit! Bun găsit! Vorbim despre aceste sume uriașe pe care trebuie să le plătească țara noastră. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a precizat toate aceste aspecte pentru G4 Media, mai exact că este vorba despre facturi în valoare de, atenție, 800.000 de euro. Ne referim aici la pacienții cu mari arsuri care au necesitat transport către alte unități spitalicești din străinătate. Ne referim aici la 12 pacienți, mai exact, în stare gravă, care au fost transferați către alte spitale. Mai mult decât atât, Casa Națională de Asigurări de Sănătate explică foarte clar faptul că termenul pentru decontarea acestor facturi este de 18 luni de la primirea documentelor, motiv pentru care acestea se află încă în procedura de verificare la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Cert este că în momentul de față nu avem o statistică, nu avem date clare privind paturile pentru mari arși din țara noastră. Mai exact, pentru aceeași sursă, la începutul lunii august, Ministerul Sănătății a precizat foarte clar că ar fi în țara noastră un număr de 6 paturi pentru mari arși, iar singura unitate spitalicească din țară, practic acreditată să trateze mari arși din România, este Spitalul Floreasca. Da.
Prima dată ni s-a promis lucrul ăsta în urmă cu vreo 10 ani, domnule Dan Ionescu, dar nu s-a întâmplat nimic. Nu știu, păi, nu putem sau nu, nu vrem ca să finanțăm spitalele astea? Am să vă spun de ce nu s-a întâmplat nimic din opinia mea. Pentru că atunci când s-a întâmplat colectivul și a ieșit scandalul, s-a descoperit că nu avem spitale de arși, nu avem paturi pentru arși și au luat foarte mulți angajamente. O să facem, o să facem, într-un an, în doi, în trei. E, în momentul în care ei au văzut că nu li se întâmplă nimic, că nu fac, că nimeni nu-i controlează la ce angajamente și-au luat, au lăsat o baltă, au folosit banii în alte părți. S-a ajuns la încă o tragedie unde se vede că nu avem aceste paturi. Nu, asta nu e de contarat pentru Crevedie. Atenție, este pentru 2022, adică înainte de Crevedie. Nici nu contează. Contează că nu avem aceste paturi, pentru că acum, atunci când a fost colectivul, foarte mulți au apărut la televizor, vă amintiți, și au spus, dar am dat buget, am alocat, am făcut, într-un an, în doi, în trei, avem firme foarte mari pe zona de echipamente medicale. Și la anul când vor fi alegeri, de ce să mai credem? Păi nu o să mai credem, dar altceva vă spun. Vinovați sunt cei care n-au făcut și sunt lăsați în pace și nu sunt acum trași la răspundere. Ar trebui să ia frumos filmările de atunci, angajamentele politice, să-mi spună, domnule, câți bani v-am dat la vremea aia, atâta. Ce ai făcut cu ei în aia trei ani în care trebuia să faci spitalul de arși? Păi știi, am plătit salarii, am mai luat niște mopuri, am mai dat cu zugrăveală prin spital, tati la pușcărie. Deturnare de fonduri, orice altceva. Da, pentru că acei oameni n-au fost nu au pățit nimic, au văzut că se poate. Azi, a trecut colectivul, lumea a uitat. Se poate și fără paturi de spital, mai ales că putem să-i ducem afară când vrem noi. Ia uite ce frumos uite ce bani. Și acum vin, și acum vin de conturile. Dublează această chestiune și o criza medicamentelor, așa cum amintea doamna Alice Drăghici. Noi ne alimentăm acum din fondul de rezervă. Iată ce a spus premierul Ciolacu apropo de criza medicamentelor acestea din programele naționale, că e vorba despre cancer, diabet, boli neuronale și așa mai departe. Am găsit o soluție pentru sincopele apărute în aprovizionarea cu medicamente. Am discutat cu ministrul finanțelor și cu cel al sănătății. Săptămâna viitoare alocăm din fonduri de rezervă 500 de milioane de lei pentru medicamente și programe de sănătate, plus alte 200 de milioane de lei pentru spitale. Adică, domnule Spătaru, diabeticii, cei care suferă de cancer, de boli neuronale, se duc acum la farmacie, o să le dea medicamentul? Compensat, evident că de-aia se... Medicamentele se vor elibera. Problema e... Ele se eliberează, nu poți să le cumperi la adevăratul preț, că n-ai de unde. Și vor fi compensate. Problema e că președintele Casei Naționale de Sănătate a decontat cu prioritate entitățile private, spitalele private, și atunci nu au mai rămas bani pentru spitalele de stat. Și atunci a trebuit noi, prin Guvernul României, să eliberăm acești bani ca să putem să funcționăm cu spitalele de stat. Vă referiți la cel pus acum de două luni? Cel pus acum de două luni, da, bineînțeles. Nu, dumneavoastră l-a spus? Păi l-a pus Guvernul României, e adevărat. Eu personal nu l-am pus pe domnul Baciu, dar dacă tot revenim la situația și a numărului de paturi pentru marea... Domnul Rafila la sănătate? Domnul Rafila tocmai a sesizat această problemă și a solicitat suplimentarea fondurilor pentru medicamente. Bun. Și mai mult decât atât, a dat drumul la investițiile în aceste paturi pentru Marea. Pe care vă măcar de săptămâna viitoare să se rezolve situația. Le mulțumesc invitațiilor din această seară și merg la Victor Ciutacu. Bun găsit! Bună seara, Andreea, bună seara, doamnă și domnul, vă aștept în doar câteva clipe la punctul culminant al dezvăluirilor. Imagini în premieră, anchete și dezvăluiri bombă, alertă la Palatul Cotroceni. Iohannis e uluit, oamenii cheie statului găsiți drogați, Iohannis i-a văzut pe imagini, s-au luat decizii fără precedent. Vorbim despre pericolul de la vârful statului, demascăm întreaga rețea. Familii întregi de magistrați ajung sclavi ai drogurilor. Investigatorul România TV face dezvăluiri în studio. Două războaie și pericolul colonizării Europei. Bogdan Chiriac face cea mai așteptată analiza serii. Un schimb noul război, raportul de forță al marilor puteri. România în noua ordine mondială, jocul Statelor Unite ale Americii și al Rusiei. Abordăm, evident, și scandalul dronei cu explozibili, căzută în țara noastră. Transmisiune specială de la craterul de 4 metri. Și revoltă în satul apărat de drone cu roaler. Șefii de arme,
războiul este și mai aproape de România și difuzăm trei noi anchete care zguduie țara noastră. Nu ne ajung războaiele, ne bat în țara noastră. Tortură din Duba poliție. Am obținut imaginile. Veți vedea loviturile care au înspăimântat până și pe legiști. Ne întoarcem iar și iar la clima din Cotroceni. O nouă încercare de mușamalizare a cazului. Tatăl băiatului mor după bătaia poliției merge peste Arafat. De ce nu da Arafat imaginile cu intervenția oamenilor lui? Îl veți vedea și pe milionarul care a pierdut totul și trece prin clipe dramatice la azil. Pe mâna cui a pierdut averea de zeci de milioane? Aflați în această seară. Rămâneți, merită.